vreau să vă riz la liceu acum. Dacă vă place genul ăsta de conținut, ajutați-mă și pe mine cu un comentariu, mai de Doamne ajută, cu un subscribe, cu un like la video să meargă algoritmul, cu chestiuni de genul ăsta, ca să mai echilibrăm balanța a mărăciunii pe care mi-o provoacă mie comentariile de hate pe care le primesc. <laughs> riz la liceu, ia să vedem no, care e rizul la liceu. Dacă ești nou, bine ai venit, o să vezi ce se întâmplă, Hai să trecem la subiect. Riz nu la să liceu. Poate că pare dubios că fac eu asta care am 29 de ani, dar crede-mă că da, e... Eu... e un pic dubios, n-am să te Chiar este, chiar este dubios. Riz la liceu. Eu când eram la liceu aș fi vrut să văd videoclipuri de genul ăsta de la cineva care să-mi spune n ce să fac. Mai am multe pregătite pentru voi cei de la liceu, în primul rând pentru că acolo se întâmplă o groază de prostii care n-au sens și care nu te ajută cu fetele, dar crezi că te ajută. Începem cu ce să faci în prima zi de liceu. Pe TikTok... <laughs> Ce să faci, frate? Să-ți manualele. Cum adică ce să faci? Ce să faci? Să iei manualele, îți mănânci cornul cu lapte și mergi acasă să te joci un lol. Ce -ți... Cum adică ce să faci? Eu am dat 3 sfaturi. Am zis că mai pun încă trei acum. Uite care sunt. Începem cu cele de pe TikTok. 1. Unu... La început de an, salută colegele, uitându-te în ochii lor, dar după nu mai vorbi cu ele decât dacă se întâmplă, conjunct. o <laughs> omul ăsta te, te, învață să faci negging la niște copile de 16 ani. Rural, adică nu căuta tu activ să vorbești cu ele. De ce? Partea în care nu căuta să vorbești cu ele. Evident, știți și voi că dacă ești mai misterios și mai inabordabil și mai pe treaba ta, ești mai interesant, mai ales pentru... Nu... Fete. Așa e. Numai că există riscul să pare arogant. Și fetele chiar dacă... Păi, știi care e chestia? Stai un pic, scuze. Stai, pun o mică pauză aici. Singurul motiv pentru care femeile sunt atrase de bărbați inabordabili este pentru că această societate patriarchală creează pe bandă rulantă bărbați indisponibili emoțional care habar n-au pe ce planetă trăiesc. Într-adevăr, aceste femei cresc cu astfel de bărbați catați și merg mai departe în viațile lor crezând că, dom'le, asta înseamnă masculinitatea, dar de fapt este este un cacat. Într-adevăr, poate e un pic mai grea această cale a bărbatului, whatever, empatic. E mai greu, într-adevăr, dar vă vă, vă vă promit eu, că, ok, e greu acum la 16 ani, dar mai încolo, down the line, pe măsură ce se maturizează toată lumea și nu ți-o mai arăți cu fete de 16 ani, ți tu cu fete mai de 30 sau whatever, o să vezi că nu este nicio problemă și că e foarte bine. Ok, încetați în căcatul ăsta, că gen fetele au nevoie să fie indisponibil. Da, ok, funcționează, dar chiar vrei să tratezi un om așa, știi? Adică chiar vrei să tratezi astfel un om? Ce fel de om ești tu dacă tu îți propui să fii nașpa cu alte persoane, știi, gen? Și nu știi cum să faci, să omori în tine orice vrea să fie plăcut, da? cu acea persoană și să zici nu, 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 eu voi fi un... Este, e, 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 incredibil de stupid, scuze, este brain dead thinking. Sunt atrase de tine, rațional vorbind, sunt respinse de ideea faptului că ești arogant și că poți să ai o experiență neplăcută cu tine. Acum, acum să nu fii arogant. Când interacționezi cu ele, fii implicat acolo, vorbește normal, ascultă-le, răspunde, fă o glumă și așa mai departe. Când le vezi mai ales, Salutare. Ideea e că, mă rog, să zicem, e clasa ta acolo. Dacă e a noua, o să fie un pic mai awkward că abia vă vedeți. Venim a 10, a 11, a 12. -a. Te duci acolo în curtea școlii prima zi, în primul rând vezi să nu ajungi la sfârșit. <laughs> Încearcă să nu întârzi 40 de ani, dacă se poate. Ajungi și tu la timp. O să ajungi acolo, e clasa ta și ce o să faceți, o să vă salutați. Nu contează ce ordine fete băieți. Dacă obișnuiai înainte să le pup pe obraz, să vă luați în brațe, ori ambele, ori una dintre ele, fă o și acum. Dacă îți vine greu, dacă ți se pare dubios, nu face asta, stai la o distanță, gen, nu știu, să spunem că ea e aici la un metru, doi, știi, și salut-o, cu mâna, te uiți, te uiți în ochii, asta e partea importantă. Va trebui să sfaturi de care aveai tu nevoie în clasa noua, măi omule? Cum e asta cu ai? Bă, dar cum sună să zici asta unui copil, basically, unui copil de 15 ani? Deci fii atent. <laughs> tactul. Tactul îți dă sfaturi de, de, combinat gagici. Și fii atent. Te duci așa. Da? Faci. Așa faci. Nu mai mult. Nu zici, hei, să pe. Așa. <laughs> mă simt ca în pariu cu viața, cu gaborul la turbat. Să învățați skill-ul ăsta, cei care nu-l aveți deja, desigur, unii-l aveți, să vă uitați în ochii cuiva și mai ales când interacționați cu o fată pe partea asta de seducție să-i spunem pe vremea mea game pe vremea voastră riz te duci te <gântu> uita tata riz păi, și ăsta e tot boomer care e în spatele camerei nu știe despre ce vorbesc că și eu am aflat da riz așa zice acum riz da gen are riz he's got riz știi și da the e the rizzler the little boy from rizario ursug... Ursul Rizli, ai putea spune. Asta se folosește și în state și peste tot. Și înseamnă că ai vrăjeală cu fetele, ceea ce e foarte bine, dar vrăjeala nu e singurul care contează, o să discutăm un subiectul, în uh -huh. videoclipul ăsta. Recapitulare. Ajungi acolo, le saluți în timp ce te uiți în ochii lor. După aia poți să te uiți unde vrei tu să faci ce vrei tu prelungește contactul la vizual jumătate de secundă, o secundă. De exemplu, să zicem că ai o colegă, Andreea, care te înțelegi bine, e ok și e destul de drăguță. Să zicem că îți place de Andreea. Ce ai face în mod normal este a evita o de sau te duci și ești peste ea, all over her, știi, la modul Ești acolo, uh, ce faci, cum a fost, uh, uh, încerci ceva Sau dacă nu stai departe și te uiți în continuu la ea, mai faci tu de aia așa mm -mm 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 -mm. Niciuna dintre astea Ce o să faci, te duci, ajungi acolo Și așa. mai am niște sfaturi în continuare care să fie super bune Ca să te observe Andreea înainte să o observi tu pe ea Te duci Asta. și te uiți la ea Și zici, ce faci fă? <laughs> Așa, nu, stai să ne zic omul. Nu știu, să zicem că vă salutați cu bună, depinde și din ce zonă sunteți. Bună și te uiți așa, gen, ajung acum în dreptul ei. Bună, atât. Ai văzut? Ok. Oamenii care n-au deloc riz, care nu au combinat nicio fată și care nu știu cum se face chestia asta, dar pare că o fac, adică sunt destul de sociabil, dar le tremură genunchii cu fetele, o să uite la ce zic eu acum, o să zic că ce prostie. Nu, nu e absolut deloc o prostie. <laughs> și legat de asta, ascultați și voi sfaturi de la băieți care pare că au avut ceva legătură cu fetele. Dacă ești un tip care se simte comod să ia în braț o fată pe care o cunoaște sau să pupe pe obraz, la fel și când face cunoștință, dacă ai mai făcut asta, fă-o și acum. Chiar dacă, de exemplu, n-ai mai făcut asta cu colegii respective. În primul rând, e foarte ok, nu e nimic dubios, nimic rău, nimic interzis, nu. Este foarte ok și chiar dacă pare un pic mai îndrăznesc decât ești tu de obicei, o să dea bine. O să pară că ai evoluat și tu peste vara asta. What? Poftim? Oh Aoleu! Ai mai evoluat și tu peste vara asta, bă, frate! <laughs> Hai că ai mai evoluat și tu! Că ce? Că mai pupa pe obraz la salut! Absolutely wild! Și că știi cum să te comporti cu o fată. Acum, dacă se uită fete, știu la ce se gândesc, la modul da, un tip anume pe care nu suportă sau nu le place de el deloc și eu nu vreau să mă pe ăla. Da, dar o să vrei să te pupe băieții care urmează niște sfaturi pe care le dau eu că nu dau doar de cum să vorbești. Numărul 2. Repet, vorbim. Doamne, sfântul. Fim despre prima zi de liceu, da? Nu te uita după fete în curtea școlii. Toți băieții o să facă asta și le va scădea valoarea. Evident. <laughs> le scade valoarea că se uită după fete în curtea școlii. <laughs> și ce să facă mereu. Să meargă așa prin curtea școlii. Se împiedică, drag. Se împiedică să rănesc. Astea sunt sfaturi bune de dat la copii. Pentru că nu sunt safe, în primul rând. Minus 12 puncte la Riz. Mă, dar cine stă și face... Cine stă și cuantifică chestiile astea? De unde aceste reguli? Mi se pare absolut incredibil, dude. I, 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 I love it. Nu mă înțelegi greșit. Mi se pare extraordinar de entertaining. Dar, în același timp... Uh... Mi-e teamă... E un copil de 9 ani care s-a jucat LOL toată viața lui, care acum ia lecții de la ăsta. Și zice ăla, pupo braz. obraz. Încă o să fac asta. Tu uită-te la persoana care vorbește, de obicei o să țină directorul un discurs, o să țină diriga în clasă, o să zică ceva, o să vină da. al prof să vorbească sau pe cine mai aveți invitat. Tu nu te uiți, ești indisponibil, te doare Viața e frumoasă. Nu te uiți, nu trebuie nimic, ce o gagică. <laughs> Clasa a noua! <laughs> Par neinteresat. Clasa a noua, guys! La prima zi de școală sau pe telefon. Sau la persoana cu care vorbești. Vorbești cu un coleg, vorbești cu cineva, uită-te la el, la ea. Când ești singur, poți să uiți pe telefon să te uiți la cine vorbește în fața voastră. Nu-ți întoarce capul stânga-dreapta după femei în continuu. Îți spun unul cum să nu faci zici, vorbești despre niște copii de liceu, omule. Nu întoarce nimeni capul stânga-dreapta după femei, întorc capul stânga-dreapta după fete, copile de 15 ani în viața mea. De asta și doi, de ce să nu faci asta? Deci, cum să nu faci asta? În primul rând, noi o facem natural. Noi nu ne uităm după femei așa fugitiv pentru că suntem obsedați. Sau poate suntem obsedați și asta e natura noastră, nu știu. Dar ideea e că noi nu de asta ne uităm. Este un instinct pe care bărbații îl au și femeile nu. Iar femeile oricum au vedere periferică mai bună. Deci ele nu trebuie să întoarcă, de exemplu, capul așa de mult. Noi suntem mai mult atrași... <laughs> Doamne, ferească Sfânt! Măi, ce zice, măi, omul ăsta? Ce zice omul ăsta că nu înțeleg? Doamne, nu mai pot. De Hai ceea zic. ce vedem, și fetele sunt atrase, dar pentru ele contează foarte mult cum se simt, ce aud. Pentru noi, în primul rând, contează pe locul 1, 2, 3, 4 chiar și după aia, de pe 5 e locul 2 cum ar veni. Pentru noi, pe locul 1, 2, 3, 4 este ce vedem. Natural ne vine să ne uităm stânga-dreapta și să întoarcem capul după fetele care ne plac, mai ales la vârsta aia. Eu acum vorbesc foarte ușor la 29 de ani, că sunt mult mai relaxat și am trecut prin experiențele astea. Dar îmi amintesc perfect la vârstaia cum era. Acum, asta se întâmplă în mod natural, tu ce faci este, uitându-te la videoclipul ăsta, știind, încearcă să te antrenezi dacă îl vezi înainte, adică mergi pe stradă, nu mai întoarce capul după fete. Trece una bună rău pe lângă tine, bă, te întoarce, aia e, nu te întorci, te duci înainte. Îți formezi obiceiul ăsta, ca să-l ai și când ajungi la școală. De ce? Ne antrenăm pentru clasa noua, băieții. Trecem pe lângă bunaciuni, nici ne ne uităm la ele. Doamne, incredibil. Doamne, iubesc. Doamne, minunat. Copilaș. Într-adevăr, într-o anumită măsură, nu? Adică nu e ok să te uiti, așa la oameni. Dar mai faci un contact vizual. Dar nu ai mai devreme să faci contact vizual? Când... A, era doar când saluti Ok, am înțeles. Copilaș. Nu știu ce să zic. Uitați, nu vă uitați. Nici eu nu mai știu, tata. Nici eu nu mai știu, bătat. Să mă uit, să nu mă uit. nu îți dai seama ce în cap unui copil de 15 ani, Eu, Yo, how to man, toți ăștia, toți oamenii ăștia care zic cum ar trebui să te comporți. Nu știu, tata. Nu știu, tata. Fă păi, tu cum ți mai la mână. Ideea este că nu cred că moare nimeni dacă te uiți la altcineva. Nu cred că, nu cred că cauzezi. Nici nu-ți faci un deserviciu singur și nici nu cauzezi vreun prejudiciu. Nici nu uh, zi. V-aș rău nimănui, doar că te uiți. Uite-te, frate. Mare căcat, că doar de aia n-a dat Dumnezeu ochi. Fetele observă foarte bine ce se întâmplă în jur. Fetele văd cine se uită după ele și că sunt băieți care se uită după ele. Tu dacă te uiți în continuu, pare că ești disperat și că n-ai fete, ca majoritatea băieților. Dar chiar dacă ai și te uiți, că poate sunt fete care... N-ai fete? Cum adică? Ai sau n-ai fete? Dar cum, e, cum vine chestia asta? Fetele sunt așa ca mașinile, ca, ca banii. Ai sau n-ai? Ai mașini? Ai bani, ai uh, afacere, ai așa, ai și fete. It does not work that way, my guy. Jesus Christ. Doamne, ferească Sfântul. You got no B word. Da, nu, am înțeles, dar uh, cum să zic? Nu mi se pare deloc în regulă să-ți oarzi așa, deci tu ai whatever, 30 de ani. Mă rog, 29, 30, tot un drag. După 28 de ani oricum, cui dracu-i mai pas nici nu mai ai numeri. De fapt, nu, după 30 nu mai ai numeri. Da, mă rog. Ai cât ai. Și stai să vorbești că catul astea pe internet. Uh... Ai, n-ai femei, ai, n-ai uh, Game, te uiți, nu te uiți la ea, nu știu ce. Da, o... <fri> Las-o, las-o jos că măcâne. Știu, sunt băieți în liceu care sunt mai căutați și dacă ea se uită, tot n-au valoare la fel de mare în fața fetelor, valoarea pe care ar avea-o dacă nu s-ar uita. Pare că ești dezinteresat, pare că ești relaxat, pare că nu-ți stă capul la fete. Înțelegi? Dar paradoxal, apropo, făcând asta destul de mult, o să-ți mai iei atenția de acolo destul, o să fii și mai sănătos din punct de vedere mental, o să fii mai relaxat cu privire. Poate dacă n-ai mai trata femeile ca pe ceva ce trebuie obținut pentru o anumită devenire personală, da? o anumită validare a propriei persoane, poate dacă n-ai privit femeile așa, nici n-ai avea nevoie de femei, cum zici tu și n-ai mai părea disperat just by being a fucking human being. Ca idee, sugestii. mă gândesc și eu. E la fete. Acum ți-am spus cum să... De ce să nu Și de ce să nu o faci, dar vreau să completez. De ce să nu o faci? Pentru că tu o să pari clar mai interesant. O să fii printre foarte puțini băieți care nu se uită la Andreea, la Raluca, la Bianca, whatever. Înțelegi? Ele văd că nu uităm, că nu sunt, nu nebune, observă. Numai că observă și cine nu se uită, mai ales dacă ești un tip care de regulă se uita. Aici vine și surpriza. Ce trebuie să faceți voi să înțelegeți din primele astea două sfaturi este că vine foarte frumos o surpriză peste vară. Dacă se întoarce un coleg dintre băieți și a evoluat, e foarte mișto. Știu că am fost, am fost eu la 11 -a și am avut mare succes. Din păcate eram un idiot care nu știa ce să facă, dar de arătat și de comportat în sine ca băiat eram ok. Când începea interacțiunea cu fetele și mai departe în locuri, Timi acolo o cam dădeam în bară. Asta e partea a doua. O să fac videoclipuri okay, pe... Ok, nu știu ce înseamnă asta, omule. O, abia așteptăm videoclipul în care ne povestești cum ai dat-o în bară în liceu. Pentru voi ca să nu o dați voi în bară. te la liceu și ai comportamentul ăsta. Mult mai sigur pe tine mult mai puțin obsedat de femei, dar în același timp care știe să interacționeze, un tip care știe să interacționeze mai bine cu ele. Cum o să pară asta? Credem că o să și înceapă să vorbească despre tine unele fete. În toată prima aia zi de școală, în afară de dacă mergeți în oraș după, după deschidere, dacă mergeți în oraș, asta e altă discuție. Dar până atunci la școală, tu caută să stai cu băieți, mai ales cu băieții cu care știi că te înțelegi bine și faceți caterincă. Și aici am făcut și o paranteză în videoclipul scurt, caterincă din aia bună, nu din aia proastă. Să vă explic ce înseamnă proastă. Acum depinde ce glume aveți între voi, vă puteți să aveți orice glume vreți. Dar ce încearcă să facă unii băieți, nu e vorba de ce spun, e vorba de cum o spun. Urlă prea tare ca să de cei din jur. Nu e o idee bună. Mm -hmm. Pare că o faci intenționat ca să cerșești atenție. Știu, e ceva normal, vârstei mulți o fac, știi, urlă tare în jur. Doamne, putem să lăsăm niște copii de clasa 10 -a să fie niște copii de clasa 10 -a? Doamne, ferească Sfântul. Doamne, Dumnezeule mare. Sunt niște copii de clasa 10 -a. Doamne, ferească Sfântul de așa ceva tare, de, ca să audă foarte mult aia din jur. Chiar dacă nu e perceput la nivel conștient de cei din jur și mai ales de fete, la nivel subconștient știu că o faci ca să primești atenție și că faci show de genul ăsta. Vreau să spun ceva, lumea te observă și dacă nu încerci să semnalizezi. De ce am zis asta? Deci cea mai bună modalitate să fii observat într-un grup este să te simți cât de bine poți. În momentul în care te simți cât de bine poți ești în lumea ta, nu simți nevoia să te uiți în jur să ceri atenția celor din jur. În schimb, majoritatea oamenilor fac asta de obicei. Și atunci tu ce ai de făcut este să ai tu valoarea ta proprie, să ai... A, ah. a, ah, ok. Acum a zis. Da, bineînțeles. Da, cu siguranță, da. De aici până la nu te uita, vezi cum far să nu te ui, cale lungă, vere, nu te supăra, adică, da, asta, da, și asta ar trebui să aibă oricine, nu copii sau whatever, asta ar trebui cumva, da, și într-adevăr, foarte bine dacă ești tânăr să-ți cultivi de pe acum sau de pe atunci, de când ești mic, să-ți cultivi sentimentul ăsta de stimă de sine, de valoare de sine, știi, de să te respecti pe tine însuți și să te iubești pe tine însuți în sensul în care să-ți placă de tine. Este foarte mare lucru, într-adevăr, e și greu de realizat, dar, da, este într-adevăr o valoare foarte mare, dar nu știu, adică nu știu de ce nu putea să zic că chestia asta de la bun început și a trebuit să facă tot acest preambul absolut penibil de tot, tot felul de alte căcături. Atragi. Tu dacă, de exemplu, stai, ai doi prieteni foarte buni, sunteți trei, și vă distrați între voi, voi nu prea o să fiți atenți la lumea din jur și o să râdeți foarte mult, o să fiți nu neapărat atrăgător pentru fete, ci pentru oameni în general. Pare că lumea ar vrea să stea cu voi, că voi vă simțiți bine. Acum încearcă să nu stai cu ea care urlă prea tare ceva super aiurea ca să iasă prea mult în evidență. Nu e o idee bună. Stai cu alții dacă ai. Dacă nu anul ăsta ai grijă să-ți faci prieten de genul ăsta sau să investi pe ai tăi să se comporte așa cum zic eu acum. Deci dacă tu combini numai ce am zis până acum, tu tot ce o să fii o să fii un tip super relaxat, care n-are nevoie de nimeni, dar se simte bine în compania oamenilor cu care e și mai ales știe să interacționeze cu fetele. Eu știu foarte puțin tip de ăștia la liceul meu <laughs> când am fost. Și eram la liceu bun și erau și oameni destul de ok. Apropo, dacă se uită cineva, Meșotă Brașov, la Colegiul Național Doctor Ioan acolo am fost eu și eram oameni ok, chiar foarte ok. Și tot nu aveam skillurile astea, că nu te învață nimeni. Atunci e perioada în care începi să înveți să descoperi. Deci tu aplici chestiile astea trei, ești zeu. Dacă ai vreo întrebare până acum, te rog să lași întrebarea la comentarii și eu o să răspund ca să o vadă și alții. Dacă o situație particulară, cu o fată, okay, cu fetele și să ieși bine din liceu ăla fără să fie nevoie să înveți chiar la toate materiile și să interacționezi cu alți băieți foarte bine. Intră în comunitatea How to Man. Acum vă zic de Nu, no, mulțumesc. Tibil. Asta e un obicei care se formează greu, dar încearcă pe cât poți. Coi, faci de rușine liceu, lasă. Tibil, să stai drept cu meri un pic în spate și bărbia ridicată. Acum avem tendința să, cum se zice în engleză, slouch around, da? când suntem cu prietenii noștri, să ne cocoșăm. Stai cu mine în buzunare, chestii de astea. Unii dintre voi care merg la sală... ai mândru cu sămânța în gură, stai la sămânță ca un domn! <laughs> stai cu cornetul de sămânță, de sămânță, stai, da, stai ca un domn, uite așa, stai ca Lucescu la... Stai așa, frumos, drept, bam, 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 și spari sămânța. Țigară de-aia scumpă, da, de-aia cu, cu filtru auriu. Nu știu, man, mie mi se pare o prostie asta cu postura, scuze. Și cred sincer că de fapt trebuie să stai și relaxat și mai drept să-ți mai și întin spatele, să-l mai și contract. Cred că toate lucrurile astea sunt necesare în viață pentru un whatever. Poate sănătos, I guess, nu știu, nu sunt doctor, așa zic eu după capul meu. Dar gen ideea este când. na, who gives a shit, sunt foarte mulți, ați văzut vreodată un băiat, genul de băiat, emo, pe care îl vor toate femeile, ce ăla stă drept? Nu! că nu. Nu există reguli aici, asta încerc să zic. Just be yourself. Whoever likes you, likes you. Că nu poți, dacă tu nu ești tu însuți, știi, și faci tot felul de căcaturi ca să te placă alți oameni, după aia oamenii aia te plac, da, sigur, dacă când se apropie de tine zic, hei, what the fuck, tu ești altcineva. Eu credeam că, a, ești altcineva? Nu, no, mulțumesc. Și tot n-ai rezolvat nimica. Ba chiar o să te doară și mai tare că omul ăla gen, whatever, te-a te judecat greșit și pierzi ceva ce putea să fie, whatever. Adică, și nu, nu înțeleg discuțiile astea. Nu sunt cocoșați, dar au trapezul și umerii prea mari. Asta e altă discuție. Tai drept, pune pieptul în față. Și ce să facă să -și... Ce zis? să ne cocoșăm? Stai cu mine în buzunare, chestii de astea. Da. Unii dintre voi care merg la sală nu sunt cocoșați, dar au trapezul și umerii prea mari. Asta e altă discuție. Prea mari. Și asta nu e bine. Nu e bine că nu, nu place la gagici dacă ai trapezul și umerii prea mari. Discuție stai drept, pune pieptul în față, lasă umerii jos și du în spate și ridică bărbia puțin. Și după care inspiră, relax nu fi încordat, inspiră, relaxează-te, este ultimul pas. Mersul o atrăgător la un bărbat și băiat este în momentul în care are o postură de genul ăsta. Merge relaxat, încet, nu se grăbește foarte tare, cu pași potriviți, nici prea mici, nici prea mari, calcă unul în fața celuilalt pași, nu în laterale și se mișcă ușor umerii. La fel cum... Aha, ia, stați așa. Stați așa. Deci cum? Unde mă văd? Aici, da? Nu. Aici. Așa. Deci cum? Deci, sunt așa. Sunt așa, da? Și mici un pic așa. Așa? Stai. Da. <gână> Asta e mersul atrăgător. <laughs> Pentru cine nu știe, da? Deci e așa. <laughs> Lasă platfusul acasă? Da, am avut platfus când era. Dar acum teoretic nu mai am. Riz la liceu. Ok, deci așa, da? Fetele Azi. merg frumos așa, mișcând din șolduri, pentru că asta e partea atrăgătoare la ele. De aia ați observa că fetele care exagerează dau din fundul ăla de efectiv. Dacă te uiți la ea, îți face așa capul când trece. E, ele exagerează, mă rog, dar fetele care merg frumos tot au o mișcare din șolduri. Noi avem din umeri, care de fapt la unii vine natural, dacă vă uitați la unii la sară, care sunt, nu care să ne mala malaci, dar sunt făcuți bine, a umerii foarte bine dezvoltați, spatele. Natural o să vedeți că li se mișcă un pic umerii când merg, că au cum altfel. Încearcă să facă asta. Deci repetăm postură. Încearcă să facă asta. Bro, just walk. Jesus Christ. Why so much talk about walking? Jesus după care ești relaxat, mergi în ce nu te grăbi, picioarele unul în fața celuilalt se mișcă ușor umeri. Nu exagera cu chestiile astea, să nu faci prea evident. Hei, mă observă lumea? Se uită lumea? Nu, 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 nu gândi așa. Trebuie să înlăturăm, mai ales în liceu, mai ales în partea de adolescență, vrem foarte mult să ieșim în evidență. Da, e normal, înțeleg. Încearcă să nu o faci foarte tare. Nu exagera. fă ușor. Vei fi observat și te vei simți și tu bine. Dar fă ușor. Nu exagera. Avem tendința să exagerăm ca să captăm atenție. Nu e nevoie să exagerăm. E nevoie doar să facem niște lucruri bine. Mai departe de asta. Sfatul 5. Părul. Deci dacă Ești un tip din... Cu asta sunt de acord, că cu captatul atenției, gen... Da, aici sunt de acord, domnule how-to-man, da. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te apuci să mergi ca bou, așa, adică nu are nicio legătură. Fiecare om are propria lui personalitate, propriile lui aturi, nu-i așa? Adică omul e fiecare om este propria sa insulă, nu la sfârșitul zile. Și are propriile sale, cum să zic, părți bune și propriile sale părți rele. Ideea este că, na, la urma urmei, datoria fiecăruia dintre noi să gestionăm aceste căcaturi. În fie. Categoria majorității care are porul scurt, ai grijă cum arată porul tău. Nu te tunde când îți aduce aminte și când pare că arăți ca o maimuță. Nu, e o idee foarte proastă. Apreciez generația asta că unii dintre voi chiar, sau mulți dintre voi chiar fac asta când trebuie și se îngrijesc. Alții au uitat de frizer. Nu, nu faceți asta. Acum, săptămâna asta, înainte de școală, te te tunzi. Indiferent ce freză alegi tu, dacă nu știi exact, nu știu, uită-te la unul din prieteni, o întreabă prietenii, scrie la comentarii aici. Nu mai pot cu sfatul ăsta. Vrei să te placă femeile? Tundete. Bun sfat. Mersi frumos, frate. Se vede că ai citit, se vede că ai citit multe cărți. Ai citit multe cărți ca să poți să-mi dai sfatul ăsta excelent. Tundete. A, ah, ok. Mersi. Deci, întreabă pe mine pe Instagram ce vrei tu. Trebuie să ai un cuvânt de spus în privința părului tău și să știi că o să dea foarte. Am un cuvânt de spus în privința părului meu. Ah! bine dacă ești aranjat. Acum dacă ești unul dintre tipii care are părul lung sau părul mai mare, asta nu e nicio problemă dacă ăsta e stilul tău, dar la fel vezi să ai un cuvânt de spus. Nu îl lăsa așa cum să mă exprim eu, elevat de ampulea. <laughs> e fix elevat. Numărul 6, să vorbim despre haine. Acum nu pot să fac un manual întreg de stil și de cum mm -hmm. să te îmbraci aici. Însă da, te rog nu faci tu omul cu cămașa neagră. Tengo la camesa nera. Lasă-l dracul de stil, că fiecare are propriul său stil. Dacă vrei să înveți chestia asta mai bine, pentru că avem un thread cu aspect fizic pe grupul de Discord al comunității, dă mesaj pe Instagram cu cuvântul comunitate și te aștept să intri în comunitatea Men. Repet, are un abonament plătit, deci să știi asta de la început. Poți să pui un link în descriere, omule. De ce trebuie să Deci stai așa oamenii, deci copiii ăștia de 15 ani, îi scriu lui pe Instagram, comunitate, și el le dă link-ul. <laughs> Puneți, nene, un link în descriere, what the fuck? Ce dracu dai link la copii de 15 ani? conversații pe Instagram copii de 15 ani, să bagi în discorduri. that's fucking weird, sorry. Acum. Tips and tricks. La haine contează trei chestii. 1. Cum stau pe tine. 2. Uh -huh. Culorile. Și 3. Materialul. Toate în ordinea asta. Acum eu mizez pentru un stil unde hainele scot în evidență corpul pentru că eu încurajez și băieții să meargă la sală. Dacă n-ai mers la sală... Because you're a little slut, that's why. And that's ok. I mean, that's perfectly fine. But you're a, you're a little dirty little slut. <laughs> you're a dirty little man slut. That's what you are. Ceea ce e foarte în regulă. Da, gen, adică, na, fiecare cu stilul lui. Sală, dacă n-areți extraordinar încă, nu-ți face griji. Mm. Cu hainele ai doar grijă să nu strici. Chiar dacă poți să-ți cumpere apropo ceva nou, dacă ai posibilitatea să-ți iei ceva nou, te încurajez să o faci pentru că o să te simți bine fiind prima oară un început și fiind prima oară când porți tu hainele astea. O să te simți foarte bine. Numai pentru faptul că noi și ți e -ți plac și ești mândru de ele. Acum, dacă tu ai un stil anume, mă rog, dacă ești trepăr, te, îmblași, te îmblași de la vagabond și așa, ăsta nu e stilul meu, dar tu, dacă-l abordezi, e ok doar să fii mândru de stilul tău și să-l porți în, într-un sens ca lumea. Nu te îmbrăca așa ca să fie. Înțelegi ce spun? Implică un pic de efort mental din partea ta. Implică implicare, ca să spun așa. Vezi să ai Adidas și curați. Dacă n-ai stilul ăla când intenționa să înmurdar sau sunt unii, nu știu, vin, vin, niște firme, niște Adidas care sunt foarte scumpi și pare intenționat că au fost, zici că ai zugrăvit cu ei. Ok, dacă ai stilul ăla, da, Dacă nu, ai grijă să fii Adidas și tăi curați să arate mișto. Sau pantofi, depinde ce vrei să faci. Asta a... să mi-amintește de un uh, prieten pe care l-aveam când eram în liceu. Am fost cu el uh, la Sibiu uh, într-o excursie și omul scumpu avea niște Adidas noi nouți albi, nu mă știu dacă erau, dar erau scumpi, că era om cu bani. Și în Sibiu acolo erau multe șantiere de astea și ploase și era plin de noroi și astea. noi eram cu clasa, cu astea, trebuia să meargă omul pe unde mergeam toți și a dat prin toate noroiile și așa. Băgă-mi să mă... Sibieni ăștia proști că îi se, mus, îi se murdăriseră Adida și treceau oameni pe acolo și zicea uite niște sibieni proști da, adevărul e că sunt foarte importanți. Sunt foarte importanți Adidas și să fie curați, da, într-adevăr, da. Pe v-a zis și cum o cheamă pe aia? Bela Hadid v-a zis la Air Force one că homeboy can like get it. Și vrea să zică că trebuie să fie și curat Air Force one știi? A fost un sfat micuț, dar foarte util sfatul numărul 6. Repet, nu pot să fac un manual întreg de stil, o să fac la un moment dat și chestia asta, dar n-am cum să-l fac în videoclipul ăsta. Dacă mai ai întrebări, repet, pune-le aici la comentarii. Nu uita să-mi dai un și care este foarte interesant apropo de stil, că este plăcerea, este în primul rând plăcerea ta personală de a te îmbrăca într-un fel care să te facă să te simți bine. Deci, dincolo de a fi un sfat pentru a agăța puștoaice de 15 ani sau whatever, de fapt, în primul și în primul rând, este uh, uh, un act de self-love, să zicem așa, să te îmbraci într-un fel în care să te facă să te simți bine. Și dacă, cum ziceam și mai devreme, dacă tu te simți bine, că asta e ceva care poți fi de acord. Dacă tu te simți bine, nene, ce să mai... Se, lumea vede chestia asta și se leagă de asta. Și that's that. Adică, it's really not that complicated. Nu se de ce stăm atât de vorbă de căcaturi de astea. Îmi scoate omul ăsta manual de stil, omul care se îmbracă... Ca să nu mai zic, ca să nu mai zic. Dragă Mihai Lucaci, dragostea mea iubirea mea, Trei -ți arție familia ta, nu, mai, nu ți mai arde cu Vladobu, te rog frumos, adică nu poți să vii să-mi vorbești mie de, chiar nu pot, scuze, ok, bine, nici eu nu am o, nici eu nu sunt surat cu trei copii, să vă zic eu care-i treaba cu dragostea și nu știu ce, cu relațiile, sigur, da, nici tu frate nu vorbi, dacă ideea ta de relaționare cu femeile sau whatever este într-un fel sau altul, whatever, în orice fel compatibilă cu ideile lui Vladobu, nu te supăra. Te rog, eu nu te supăra pe mine. Înțeleg că cauți Cloud ca așa. Dacă tu crezi că opții Cloud cu Vlad Obu, scuză-mă, dar degeaba ai făcut unul din cele mai bune licee din Brașov, că nu te ajută la absolut nimic.